ce poți face în imaginația ta. Absolut orice. Dintr-o simplă piatră poți crea cel mai frumos diamant și îl poți dărui persoanei dragi ție. Ce poți face cu un leu în imaginația ta? Poți cumpăra lume. În imaginația ta poți aduce ploaia în deșert. În imaginația ta poți face orice. Exact asta am făcut eu într-o zi. Am închis ochii și am zburat. Vedeam clădiri, vedeam oameni, vedeam copii jucându-se și vedeam acele zâmbete sincere. Și am zburat și mai sus. Am trecut peste munți, peste ape, am zburat cu păsările. Am trecut chiar și prin anotimpuri, prin primăvară, vară, toamnă, iarnă. Dar în acea iarnă m-am oprit, pentru că am văzut la colțul unei clădiri un băiețel care strângea la piept un cățel. Acest băiețel era orfan, nu mai avea pe nimeni. Pe acolo treceau foarte multe persoane, dar ei erau atât de mici încât puțini îi observau. Puțini le întindeau poate o bucată de pâine. Dar cineva s-a oprit, l-a privit pe băiețel, i-a zâmbit și a spus: să nu te sperie ce se întâmplă în viață. Să nu-ți pierzi curajul și să nu dai înapoi. Pentru că fiecare palmă dată e o lecție de viață. Trebuie doar să vrei, trebuie doar să crezi și atunci îți vei da seama că tu ai devenit omul care îi poate face pe alții să zâmbească sincer.